Băiatul meu și nu o să-l fac aici de la Giu și astăzi n-am niciun fel de energie pentru că afară plouă și este trist. V-am întrebat pe Instagram ce să facem această duminică foarte, 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 foarte tristă. N-am idee de ce așa de tristă, mă simt eu foarte trist afară, de fapt nu chiar așa urât. Și am primit acest mesaj care m-a făcut să mă simt ca acasă, m-a făcut să mă simt bine, m-a făcut să mă simt useless. Da, pentru că sunt o persoană creativă, genială și toate chestiile din pe pământul ăsta, toate lucrurile bune, frumoase, spuse despre mine, la. Am zis hai să facem un training review diferit de data asta, pentru că am uitat un training. După cum bine puteți vedea, am dat așa un mare scroll. Și în afară de conversația asta lui Codrin și aia de 30 cm al ăla, e același căcat într-una! E același căcat într-una! Într-una! Era de fapt curios să văd cum e trending în alte țări. Și am descoperit și cum, intrăm aici frumos, pac, țac, schimbăm locația și să vedem ce training este în acea țară. De exemplu, hai să vedem ce training este în Australia. Ariana Grande, my house tour cu James Charles, the try guys. Ce are try guys? Deci oameni care încearcă efectiv chestii. Jimmy Kimmelu și turning my boyfriend into a brats doll. Asta e Jenna Marbles. Jenna Marbles e atât de old school și încă e. Adică încă există. What? Da, mă, vreau să văd cum arată un braț doll, adică... Iar răspund ce? Ce? Ah, i-a pus ceva peste... Uai, leu, cum arată! What the? Ce-i asta? Mă sperie. Mă sperie. De ce nu e asta în training-ul românesc? Că mai fi oare? Deci, asta e Australia, ok? E Mr. Beast... Mai sunt ăștia... Australia ca Australia, hai să căutăm ceva mai exotic. Ceva mai... Bahrain, Belgia, Bolivia, Brazil, Bulgaria. Bă, Bulgaria e lângă noi. Sunt curios ce de la bulgari, care practic sunt lângă noi, și nu ne dă nou. Wow, wow. Ăștia sunt mai spamați cu melodica la noi. Ăștia au direct Crisco, Virg, Vârga, Crr, Călgălena, Grr. Nu știu cum se citește sau se face. Mama Model. E un canal numit Mama Model. Ce face Mama Model? E bună măcar? E bunăciune? Well, deja pare ok. Este cineva care cred că e gravid, care își pune o murătură fără să știu ce dracu zice. Este cumva o parodie despre cum rămâi însărcinat și ai nevoie de diferite miliarde de pofte și chestii. Damn, am ratat-o! Cu 9 luni chiar. Bun, dacă tot sunt atâtea țări, hai să vedem ce e în top 5, să zicem, în fiecare țară, dacă ne atrage ceva atenția. Și lăsați în comentarii mai jos în ce țări să ne uităm în următorul training review, dacă vi se pare interesant chestia asta. Eu n-am terminat video încă, deja am habar dacă o să mai fac vreodată. Deja mă simt puțin oripilat, deci mai bine nu. Dar așa de curiozitate, prima melodie de la ăștia, ce dracu e? Adică cum sună? E Five Gang de Bulgaria asta. Hai să vedem mai exotic de atât. Estonia, El Salvador. Literally n-am habar ce ăla El Salvador. Am auzit de el, nu stă atât de handicapat. Hai să vedem împreună ce e ăla El Salvador. Vorbește engleză, vorbește chineză, vorbește... Explodiere în felele... Aoleu... Uite ceva de la CNN. Dar ce ăsta e? Nabica la buche. Păi ce dracu se vorbește în El Salvador? Limba spaniolă. Nu pare nimica foarte spaniol de aici. Sunt eu foarte pe lângă. Ce dracu o fi în Germania atunci? Enofit Mero Ferrari. Deci au și ei melodii, ok. Lego Movie, wow. Au Lego Movie. 10 Survival Hack. Astrie Calat. Erechem Balabaș. Die... asta e bunășune. Ce e, dar e desen? E un care desenează. E care desenează. Ăsta-s eu de Germania. Varianta gay, dar... Ăsta-s eu de Germania. Îl are și pe Buci în spate. Și Buci are prietenă. Buci e la Vâlcea. Dacă nu mai știți pe Buci, n-aveți de unde să știți pe Buci. Era ursul meu pe care l-aveam în fundal. Ți-a rămas, din păcate, la Vâlcea, pentru că n-am avut cum să-l car în autocar, pentru că era foarte mare. Și m-aș fi simțit foarte ciudat să trebuiască să cumpăr un loc pentru ursul meu de pluș în autocar. Nu înțeleg nimic. Pot să înțeleg. Stai, stai, putem să schimbăm caption-urile. Să dea dracii dacă înțeleg ce e asta. E un nene care se uită la modele. Explicați-mi. Dați englezul, da, vajiș. Cred că e un nene care se uită la modele. Asta e melodia lor numărul 1 în Germania. Deci e Beauty Mafia deja, adică e un fel de... Pac, Ferrari. A, e Panamera, numai că de la e Ferrari. Așa-s mai cu stil, vezi? E Lino Golden de Germania asta. Click clack. A folosit-o pe aia cu click clack și a sunat exact cum aș... Click clack. Damn! Tesi, vreau și eu un click clack. A, și baftă la școală mâine. Probabil o să aveți nevoie. Grecia, Guatemala, Honduras, Hong Kong. Hong Kong. Hai să vedem ce în Hong Kong. Oh, oh, aici a translatat. Oh, a translatat.
Damn, mulțumesc! Google, că dacă ai văzut că e în litere pe care nu le poate înțelege nici dracu, a translatat-o pe asta în engleză. Bun, primul video la ei este: the most powerful weapon in human history is not the bane, but the cabinet. Ce dracu e asta? Următorul e un nene care are un crab, ceva cu scris roz, zeng zongi zang zong. Armiu din mine spune că nu cred că e vreun army prin topul ăsta, dar... înțeleg tot acum. Titlul a tradus. Restul videoului, captionurile sunt fix în altă japoneză o chineză. Te rog, îmi dai și mie o poză, ceva să mă prind, ce dracu... Mă trag că e traducerea greșită. Today let everyone come to understand a cabinet. The cabinet is not simple. It can probably... Mulțumesc Google pentru traducere minunată. Vă rog frumos, dacă e un chinezoi, vreun băiat de treabă, cineva care n-are ce face cu viața lui și vrea să-mi traducă titlul ăsta pentru că sunt foarte curios, scrieți în comentarii, oricare, pe Insta, în DM-uri, oriunde. Ce vrea să zic? Stai, hai să vedem, show original. Traduceți-mi asta. Poftim! Hector, tradu asta! Cum adică nu vorbești chineză? Bun, ce is this a huge shell really better than lobster? Ned Red... Alo? Ce e asta? Asta e deliver... Asta e Ilie! Asta e Ilie de China. Seamănă un pic. Clar nu pare chinezoi, japonezoi ceva. Mi s-a am înțeles Gangnam Style din tot ce a zis. Că de ignorant pot să fiu. Ce facem ăsta? Merge pe insulă și mănâncă... Toate rahaturile care le găsește pe acolo, ce e asta? Alo? Să bate cu nucă de cocos, cred. Bun, mai departe, să vedem aici, domnule dragă, ce putem găsi dacă nu e Hong Kong. India, India, T-Series, să vedem ce e în T-Series Land. Mai confuz de atât n-am putut să fiu în viața mea, nu m-am prins nici măcar dacă sunt videouri astea. Jaya Janaki Nakaya Kanaharara Padebedea Pălăful Dub Movie. Oh my god, ăștia au în locul 1 în training movies. Au Richard-i un film de 2 ore. Și mă întreb dacă e doar pentru YouTube. E filmat cu un Sony, după cum îmi pare mie. Stai, a vorbit în engleză. Sunt sigur că are... Crei, se pare că ce se aude n-are legătură cu ce se vede? Adică așa cum aș face eu asta, gen... Eu sunt un cârnat printre cârnați, dar tu ești un crembuști. Ce? I'm a big fan, Bella Maconda, Servia, I like movie, must be the... Ăștia așa cu on-off, gen să pornesc în engleză, să termină în indiană sau în ce dracu vorbește ăsta. Care-i faza? Hyper Andy, DJ, nu știu ce... Dar T-Series unde e? T-Series... Ia dacă căutăm... Oh my god, T-Series e aici. Se ascunde, se ascunde în training, vedeți? I au ca oficial teaser Vishlach Vrafi... Înțelegeți voi ce vreau să zic. Aba, nu. E de la Harry Music T-Series, nu este orice T-Series, vă rog frumos, nu este... Asta este much smaller than PewDiePie. Hai să vedem T-Series-ul mare, o fi până... Shalmak Khan Baharat, oficial teaser. Bă, pe ăsta știu de undeva, Salman Khan ăsta e un nene... Asta înseamnă că știu de undeva. E un fel de Chuck Norris de India, băi! Nu știu de... Oh! Asta nu era... Era Iulia Vântur cu el sau ceva în genul ăsta? Dar cred că e nenea ăla. E un fel de Chuck Norris de India. Sunt curios... Oh! Au vainuri în training. This is old boy, this is... Și hai să mai încercăm o țărișoară drăguță. Alege tu, alege tu, trebuie să tine să alegi, mă jur. Deci este full pe tine. Alege tu țara. Japan. Oh, sunt curios. Ultima țară va fi Japonia. Ai ales-o tu, îmi pare rău. Știu... E o cameră, tu chiar crezi că te aud? Stai așa. Japonia. Ce avem în Japonia? Este un nene care are ceva între dinți. Alo? Stai, îmi plac traducerile, zice about continuing blackening of my front teeth. Și cea cu mâncare, cea cu infinitate. How many times can we make bamboo shots of garlic bark? Deci oameni care se îmbată. Sekai Noari Stargazer. Tommy is seriously doing it. Al dracu Tommy ăsta, în sfârșit. Sunt curios de Tommy. Sunt curios de melodie, să vedem cum sună. Curios de tantia asta, dacă nu e o doamnă bătrână, cream că tanticuțe frumoase. Și about continuing blackening my... Care e faza cu blackening? O continuing training. Blackening, arată-mi cum îți faci tu dintele negru, pentru că nu știu de ce. Trebuie să fac și eu intro-urile astea. Fă-te că sunt în dulapul ăla. Aaaa!
Mă sperie, nu știu ce ar trebui să văd. Da, te înțeleg perfect, mai spunem. Hai să băgăm și caption-urile ca să ne prindem. Da, acum știu tot. Asta e vlogger basic ceva, că nu mă prind ce dracu. Ce? Alo? Și asta a fost training review-ul de astăzi. Sper că v-a plăcut ideea asta cu verificatul training-urilor în alte țări. Aba n-am. Eram doar curios și n-aveam chef să fac nimica pentru că afară e urât și voiam să stau cu voi 3 secunde măcar. Și date si nu mă bag în seamă pentru că de fiecare dată când filmez se ascunde, după cum puteți vedea. Am luat bestia. Am șorit bestia. Și ne vedem în episodul următor. Cred că o să fie următorul episod cu clasa de YouTube, varianta de Valentine's Day. Ceva multe iubiri acolo. Și dacă mai vreți training review-uri, animații, orice în lumea asta, dați subscribe la băiatul aici, apăsați clopoței și toate chestiile din lume. Ne data viitoare, Alpaca King out. 1, 2, 3. Respect! Și nu pot să arunc respectul pe acolo, așa că arunc așa, minimalist, cu degetele. Pșt! Fă, nu te mai ascunde că ești super drăguță. Lasă internetul să știe că ești frumoasă. Nu are cont de internetul tău și de oamenii de care se uită la nimic niciodată. Vreau să dorm mai bine decât să mă uit la tine și live când le filmezi. Tocmai am vorbit singur chestia asta, dar sunt ciudat. Pa!